Salutare și bine v-am regăsit pe canalul meu! Astăzi am să desfac în fața voastră, da, ați auzit bine, un Eloel Pets din seria I Spy și vreau să dați un like dacă o să vă placă, să vă abonați la canalul meu și să dați un coment cu ce fel de clipuri ați vrea să mai postez. Haideți să începem! El cam așa arată, de aici. Se deschide cam greu, apropo l-am luat din Jumbo, dacă sunteți curioși. Deja am văzut mesajul. Ia să vedem ce mesaj. Sunteți curioși? Dar trebuie descoperit cu un decodor, de aia o să-l lăsăm pentru mai târziu. Și gunoaiele le dăm jos. Hai să vedem. Și a doilea strat, ăsta este. Așa, am început să-l... Ok, bila este aurie. Ce mă așteaptă? V-am spus eu în filmul ăla cu colecția mea de Eloel că eu cred că bilele aurii sunt chestii rare. Deci ce mă așteaptă, oi băieți, mă? Așa, ultimul strat, de fapt. Am reușit din prima, nu mă așteptam. Așa, hai să vedem. Oh my god. Și aici la fel e un mesaj, o să-l descoperim după aceea, după ce vedem ăsta. Ce-i înăuntru, oh my god, asta este bila. E un design care l-am mai primit și în alte Eloeluri, în alte forme, să zic așa, de Eloeluri. Și înăuntru e la fel ca la alea. Eu vreau să vă spun că haideți să începem. Nisipul e tot auriu, deci ce să zic, mă, ce să zic? Hai să începem cu nisipul. De-aia mi-am adus aici o dintre asta, că nu sunt prea pregătită pentru a rupe. Adică, ce să zic, e foarte greu. Avea aici un mod de a rupe. Asta este nisipul și când îl desfacem... Taram! Este albastru cu sclipici. Da, focalizează. Așa arată. El cu formele lui inițiale, adică alea cu el... lăbuțele și așa mai departe. Îl lăsăm deoparte. Avem decodorul. Acum a venit timpul să vedem ce mesaj este. Acesta este un soare și niște sclipici, să zic. Și zice că mesajul este sunshine. Ok, deci este un animăluț care strălucește. N-am mai primit așa fel de mesaj. Iar ca și pliant, ăsta este... Cam așa arată. Dacă v-ați uitat la filmul de colecția mea de Eloel, astea le am și asta. De aceea nu știu ce să zic, dar sper să-mi pică, sper să-mi pice altceva decât am. Nu știu, acum haideți să desfacem asta. Nu știu, am pus și o mână pe ea. Hai să o desfacem. Stați un pic. N-am avut nevoie de farfecă pentru că... Nu, deci asta nu este imitație, din fericire. Să nu-mi spui. Deci asta nu este imitație. Este ceva nou. Oh my god, dragii mei. Așa, ăsta-i mânerul. Hai să deschidem următoarea punguliță. Să nu mai stăm pe gânduri pentru că s-ar putea să... Ok. Niște pantofiori foarte drăguți. Stați să vă arăt un model de pantofior. E chiar cute, adică ia uitați. Are toc și niște curele și alb. Asta este animăluțul, deci nu-l deschid. Îl deschidem la urmă. Vedem și ce e aici. Stați puțin, că deschide pe partea cealaltă. Așa, ce e aici? Aha, sticluza de apă este una simpluță, cu capac cu sclipici și restul alb. Vedeți? Așa este. Și, na, ce să zic? A rămas ultima punguliță, cea mai importantă de altfel. Haideți să vedem ce ne așteaptă. Doamne! Vai de mine, uitați-vă! Deci nu pot să cred, ce drăguț! Dar n-am
Oare n-am uitat ceva? N-am uitat. Nu, asta este. Credeam că are și îmbrăcăminte, dar uitați-vă și voi ce drăguț este, adică, serios, e un ponei. Să vedem și cine este. Să vedem și ce... Din ce categorie? Ah, din The Glitterati. Vedeți? Asta. Dar nu știu... Asta, vedeți? Are și o eșarfă ceva pe el. Și e rar. Dar are și o eșarfă ceva pe el și nu știu de unde, că... N-am pungă. N-am a treia pungă. Nu știu unde e. Poate... Nu știu. O să descoper după filmare, dar nu... Na, nu mă duce mintea unde este. Aha, mi-a venit o idee. Poate este nisip. Păi, na, cred că da. Aici este, că n-are unde, altundeva să fie. Deschidem nisipul, luăm răpățica și săpăm. Nisipul, apropo, e destul de tare, adică pentru un nisip LOL. Da, n-am ce să fac. Vai, ce greu e. Aha, am dat de o bucățică. Am dat. Deci aici m-am salvat. Pur și simplu m-am salvat aici. Ok. Așa, deci am dezgropat-o. Uitați. Fix de ce spuneam eu că trebuie să am și nu aveam de niciun fel. Așa trebuie. Adică poneiul în sine așa trebuie să stea. Și încălțat, adică cu tot ce-i trebuie lui, va arăta și mai splendid. Și cam așa arată și îmbrăcată, încălțată, cu tot ce-i trebuie. Așa arată. E super drăguță, vedeți? La revedere! Ne vedem data viitoare. Nu uitați să dați un like, un subscribe și un comment pentru acest film. Deci, pa, pa!